Andiva este o plantă erbacee cunoscută pentru frunzele ei albe, cărnoase, ușor amărui și foarte sănătoase, adesea folosite în salate. I se mai spune cicoarea de grădină sau cicoarea de brusel, pentru că andiva ar fi originară din Belgia. Care sunt beneficiile consumului de andive, ne spun colegii de la cotidianul agricol. Andivele sunt recoltate iarna și se numără printre deliciile proaspete de care ne putem bucura în sezonul rece. Andivele sunt numite și aurul alb din bucătărie, fiind extrem de hrănitoare pentru organism. Au puține calorii, astfel că sunt recomandate inclusiv diabeticilor. În compoziția andivelor se găsesc 95% apă, vitamine, minerale beta-caroten, lipide, antioxidanți și fibre. Dintre beneficiile pe care andivele le au asupra organismului, amintim efect tonic, digestiv, diuretic, laxativ, calmant, sedativ și depurativ. De asemenea, andiva stimulează secreția de bilă, este adjuvant în combaterea paraziților intestinali, ajută în combaterea anorexiei, este benefică în caz de litiază biliară, atenuează efectele stresului, întârzie procesul de îmbătrânire, reduce riscul apariției cancerului și a bolilor degenerative reglează tonusul musculaturii și previne întârzierile de creștere la copii. Totodată, andiva este recomandată femeilor însărcinate, întrucât reduce riscul marformațiilor congenitale. Planta este benefică și pentru menținerea sănătății inimii, previne boala Alzheimer, Combate acnea, anemia și constipația. Andivele se consumă sub formă de salată, stropite cu suc de lămâie sau diferite maioneze și sosuri sau în combinație cu legume și fructe. Se pot găti fierte în aburi, pe foc sau în cuptor. Sunt excelente în supele de legume sau ca garnituri.